Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului prin sectorul teologic-educațional în parteneriat cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români Baia Mare a organizat în acest an cea de-a doua ediție a acțiunii umanitare Cadoul din cutia de pantofi, adresată copiilor din familii defavorizate din județ. Astfel s-au strâns aproximativ 1500 de pachete care vor fi distribuite copiilor din familiile amintite. Voluntarii au strâns pachete, le-au sortat pe categorii de vârstă, iar apoi le-au repartizat fiecarei parohii, preoții fiind și ei implicați în această acțiune. Joburile de inginer, șofer, contabil și economist au fost cele mai dorite în acest an, iar cele de acasă, remote și part-time s-au aflat în topul căutărilor candidaților în 2021, potrivit platformei de recrutare eJobs. De la începutul anului și până în prezent, candidații au efectuat aproape 8 milioane de căutări în site. Potrivit sursei citate, jobul de inginer a fost cel mai râvnit de către candidați, totalizând circa 178.000 de căutări în site. Pe locul al doilea, în topul căutărilor, se află cuvintele acasă, remote și work from home, acestea fiind căutate în total de aproximativ 131.000 de ori. Conform reprezentanților eJobs.ro, deși procentul de joburi remote publicate pe eJobs a crescut de la 1,3% în 2019 la 6,3% în 2021, în continuare interesul candidaților este mai mare decât oferta de locuri de muncă pusă la dispoziție de angajatori. Aproximativ 12% dintre aplicările din acest an fiind pentru joburi remote.